perechi, niște călugărițe și călifari roșii. Deși nu cred că vor depune anul ăsta, pentru că n-au decât 2 ani și, în general, călifarii depun la vârsta de 3 ani, pontă, sunt foarte teritoriali cu alte păsări de apă. Acceptă, în schimb, la fel ca și gâștele de Nil, ca multe alte palmipede foarte teritoriale, acceptă fără probleme găini, păsări din alte familii. Agresivitatea lor se declanșează doar în prezența altor păsări de apă, pentru că își apără teritoriul în acest fel. Pentru ei, găinile nu reprezintă o amenințare pentru teritoriul sau pentru sursa de hrană. Prin urmare, nu au niciun fel de problemă cu ele. În schimb, au o problemă cu orice altă pereche reproducătoare de păsări de apă. Gâște, rațe și așa mai departe. Nu le acceptă în preajmă. La anul sper că se vor reproduce. Anul acesta, după cum ziceam, nu cred că vor depune. Nu știu, dar nu cred. Deocamdată nu dau semne. Se calcă, dar au început să se calce încă de anul trecut, din vară. Însă nu par a fi pregătiți. Ce-i drept, nici nu le-am pregătit un loc special amenajat, care să imite cuibul și care să-i stimuleze și mai mult. Sunt tineri și au tot timpul. În principiu, călifarii roșii se reproduc foarte ușor în captivitate, așa că nu-i nevoie de pregătiri foarte mari. O cutie închisă cu niște paie ar trebui să fie suficient. Deși în natură călifarul roșu depune pontă în vizuini, în crăpături de stâncă, în general în vizuini părăsite de bursuci, de vulpi,